PNL. Haideți să discutăm despre un subiect care cred că va fi primit cu mult entuziasm de telespectatori. Pensiile speciale, nu vă grăbiți, nu e vorba de parlamentari, ci de aleșii locali. Pentru că dacă într-o emisiune anterioară invitații mei parlamentari au explicat că situația unui deputat sau senator e una atipică și există multe privațiuni, sunt defavorizați din multe puncte de vedere și sper că sesizați ghilimelele. Se pare că nici aleșii locali, primari sau consilieri locali sau președinți de consilii județene și consilieri județeni, nu sunt niște oameni foarte împăcați cu soarta dură a politicianului din teritoriu. Haideți să vedem cum justifică domnul Valeriu Zgonea, nevoia unor pensii speciale și pentru aleșii locali, după ce în urmă câteva zile și-au votat oamenii prezidați de domnul Zgonea, pensii speciale pentru ei, pentru parlamentari. Administrația locală are nevoie de încredere. Un primar care semnează sute de milioane de euro fonduri europene și are o salarizare de 2.500-3.000 de roni la un oraș de categoria 1 sau la un municipiu, ședință de județ, va fi foarte greu să aibă o anumită integritate, o anumită decență și o anumită responsabilitate. Eu cred că un primar merită din partea statului român un anumit respect pe care trebuie să-l dăm. Nu știu dacă e cea mai bună soluție, dar este o dezbatere pe care trebuie să o avem. Puțin respect pentru aleșii locali, domnule Iulian Popescu. Profesorii și medicii au obrazul ceva mai gros și nu se simt jigniți așa ușor cu salarii care ajung târziu, spre finalul carierei, la 2500 de lei, sau în cazul unor profesori din învățământul preuniversitar, nu ajung la acest salariu. Respect pentru oamenii ăștia care ce fac? Aprobă fonduri europene, gestionează fonduri europene de sute de milioane de euro? Păi dacă ar fi gestionat primarii fonduri europene de sute de milioane de euro, poate am fi avut o rată de absorție a fondurilor europene ceva mai mare, dar Just. nu se reflectă în cifrele oficiale. Să nu uităm că la anul este un an electoral. Da. Vin alegerile locale, PSD-ul știe foarte bine ce înseamnă să-ți mulțumești primarii, să-ți mulțumești viceprimarii și așa mai departe. Eu văd asta mai mult oricum este, din punctul meu de vedere, este un abuz, pentru că nu sunt egali cu ceilalți oameni. Sunt mai Dar discriminați, adică? nu, din contră. Așa ni s-a explicat. Da, am auzit și eu, am văzut emisiunea zilele trecute și am văzut într-adevăr că, dacă mă înșel, doamna Bucura Oprescu Da, a spunea ceva prezentat de câteva genul ăsta, detalii, da, chiar personale, referitoare la se simțea foarte restricțiile. discriminată, da. Eu o privesc în cheia asta. La anul sunt alegerile și PSD-ul, ca mașinărie politică, știe foarte bine că trebuie să furajeze din fonduri, din banul public, să furajeze administrația locală, pentru că altfel nu prea au șanse. Eu le-am spus colegilor mei să se gândească totuși că primarii nu au salarii mari. Primarii au foarte multe constrângeri și foarte puține drepturi. Ei sunt considerați funcționari publici, însă nu au drepturile pe care le-au funcționarii publici, a spus Dragnea, adăugând că primarii și restul aleșilor locali au responsabilități mari, însă nu au dreptul potrivit legii să primească sporuri, la fel ca ceilalți funcționari publici. Eu cred că este o categorie de care este interesată toată lumea, a afirmat domnul Dragnea. Mărturisesc că dacă aș fi fost puțin mai emotiv, Ți-ar fi dat o lacrimă. poate chiar mai multe. Parlamentarii, pe de-o parte, atât de oprimați de soartă. Primarii, care, iată, sunt o categorie cu drepturi puține. Dar nu mi-amintesc de decretul lege care să oblige un cetățean să devină primar sau Da, nu e. parlamentar. Bă, eu aș. Obligația asta stabilită la naștere. Da, nu. Știi, n-aș vrea să fiu nici să cad în extrema cealaltă, să nu fiu populistă. Sunt de acord că și parlamentarii și primarii trebuie să aibă un nivel de salarizare astfel încât, s-a tot spus, să nu fie tentați de mită, de tot felul de alte prostii, da, într-adevăr. Dar pe de altă parte, asta mi-ar plăcea să trăim într-o țară cu adevărat democratică, o țară normală, cu oameni corecți, oameni profesioniști,
care să știe ce doresc, oameni care, într-adevăr, să pună umărul, să atragă, cum spuneai, bani europeni, să facă proiecte mai bune. Păi domnul Zgonea spune că atrag deja bani europeni, dar nu știu unde i-au atras. Stai puțin. Deci știi câte programe avem deschise în momentul de față? Două. Avem PNDR-ul și programul pe cercetare. Atât. Asta sunt singurele două programe. Și programul pe cercetare e gestionat de primari? Nu, așa. Dar nu, apropo, uite ce e deschis. Deci, hai să vedem de unde atragem. De unde atrag sutele de milioane de euro. Suma mare care apare în buget. Da.